intru direct în subiect. Doamnelor și domnilor, invitatul din această seară, Ciprian Deac. Bine ai venit, cum să-ți spun, domnul Deac, Cipri. Cum vrei tu. Prietenii, cum îți zic, ca să fie o emisiune așa amicală. Cipri. Cipri. Dar tu ești și Ioan, dacă ne și uităm. Ioan, dar Ioan? Nu prea. Să nu zicem că ești Ioan, că o să-ți ceară ăștia să mai dai încă o dată de bău de Sfântul Ioan. Ciprian Deac. Felicitări în primul rând. Mulțumim. O performanță frumoasă. Da. Eu cred că nu e ușor să câștigi 4 campionate la rând. Nu e ușor să câștigi un campionat. Un campionat. Dar 4 e ceva frumos și... Și cam nu s-a întâmplat în campionatul României 4 consecutive. În campionatul României s-a întâmplat, dar în 85, 86 știm, Steaua... Când... când știm noi cine hotela. Da. Da. Și golgeter sau golgeter încă nu știi? Sau, adică golgeterul știi, echipei. Echipei. Da. Ai fost și golgeterul campionatului? N-ai fost. Da. Nu, zi-o-s cu căratul pianului. Tu, cu... tu pregătești artistul să iasă exact. La număr 10, da? Da. Numărul 10. De mic ți-a plăcut, asta ți-ai dorit? Când un număr 10 fals. Fals. Că de obicei numărul 10 nu prea muncește, e jucătorul care stă mai mult în atac. Sunt așa, sub acoperire. Tu ești și la construcție mult și la da. Faze fixe. Faze fixe, mai încerc să-mi ajut și colegii din care defensivă. Care se vor ajutați. Toți vor să fie ajutați, cred. Da. Și 13 trofee în total, numai la CFR. Da. 13 trofee. 13. 13. Asta e cu noroc, să nu fie... Să știi că pentru mine nu e cu noroc. Nu? De două ori mi-a rupt piciorul pe data de 13. Pe data de 13, da. Vezi că vorbeam înainte să intrăm că suntem vărsători amândoi, tu de pe, din februarie, da. Dintr-o zi frumoasă, nu spunem când, că o să-l asaltați cu telefoanele, așa mai că bine. Puteți să sunați în toată luna februarie, care e numai 28 de zile și într-o zi îl nimeriți. Da, așa... Ai avut și fracturi la picior? Adică 4. Patru. Pot să zic că e o meserie de-a mea. Asta e record. Da. Și în timpul antrenamentului? Nu, sau... în timpul meciului. În timpul meciului. De fiecare dată. Și de fiecare dată când jucam în Champions League. Nu știu. Asta da, știu că... Deci înainte să înceapă competiția, tot timpul... Ai avut și un pic de ghinion? Păi pot să zic că e un pic mai mult de... Da, mai da. Mult ghinion. Când tragi linie totuși, e îmbucurător ce ți s-a întâmplat în cariera ta de fotbalist. Știi ce e îmbucurător? Că nu am renunțat niciodată. Pentru că cunosc foarte mulți fotbaliști, foarte mulți foști colegi de-a mei care după o accidentare, două, s-au lăsat pentru că efectiv nu i-a mai ajutat picioarele, organismul. Asta e chestie de moral oare sau de fizic? Eu zic că de moral. Tot timpul am zis că dacă ești bine psihic, poți să treci peste orice. E clar că trebuie să și muncești, că pierzi foarte mult în timpul care stai, în care nu faci mișcare, pierzi masă musculară și trebuie să fii foarte puternic psihic, pentru că ajungeam să stau și 6 ore în sala de forță să-mi pun mușchii înapoi, pentru că mușchii susțin ligamentele și... Ai tu teoria asta că de la abdomen pornește totul. M-am documentat. Mai faci abdomene, urmezi da. În fiecare zi același ritual? Soția îmi spune că și seara, în somn, am deja tic. Să... Da, tot... Dragă, nu-s abdomene, m-am dus să acopăr fetele. Asta înseamnă da. Că asta e viața sportivă până la urmă. Asta e... Da, acum nu știu cât sunt de importante... Nu știu, n-am făcut niciodată abdomene să de mă dezbrac, fizic, să arăt bine sau să pozez nu știu ce revistă. La nervi de obicei îți mai ridici tricou în timpul acum meciului. Nici la nervi. Că... După o vârstă. Nu. Acum cartonaș direct, cartonaș nu? Direct, da, exact. Trebuie să fii foarte atent. Foarte atent. Cu varul ăsta, apropo de schimbările din fotbal, ce părere ai? Păi nu prea l-am prins noi, când campionatul din România încă nu s-a implementat. Nu sunt bani de VAR. Nu sunt bani, da. Ar fi de ajutor? Sau? Eu zic că da. Și cred că cel mai mult ar ajuta brigada de arbitri, pentru că îi ajută foarte mult. De multe ori se greșește și e omenesc să greșești.
barul ajută foarte mult să corecteze acele greșeli. Decizia de moment, da. Da. Tu cu arbitrii cum ai fost? Să știi că am foarte mulți arbitri care înaintea unui meci vin la mine și îmi spun să fii cu minte, să nu gesticulezi. Sunt prieten cu toți, dar în timpul meciului mă transform, mai scot și cuvinte pe gură, dar după meci ne strângem mâna și... Revii la starea inițială de prietenie. Da. Și apropo de asta, de ieșirile furtunoase, niciodată din cauza ta echipa nu a avut de suferit. Sau a avut? S-a întâmplat, da. S-a întâmplat? S-a întâmplat în 2009-2010, când am luat un cartonaș roșu, ne conducea Dinamo 1-0 și am dat cu cotul, l-am lovit pe Pulhac, i-am și deschis arcada și țin minte că mi-a dat vreo 4 etape, dar la faza aceea în care eu am fost eliminat, el m-a tras de tricou, am vrut să mă desprind de el și l-am lovit cu cotul, a dat fault, mi-a dat roșu și din faza aia s-a marcat, s-a terminat 1-1, dar după meci a venit Bergo de la mine, am avut un scandal, eram și copil. Da. Aveai deja ceva experiență în două? Aveam, dar eram un copil pe lângă cei din echipă. Era prima ta perioadă la CFR. Da, da. Primul mandat. Câte tricouri ți s-au rupt pe teren de către adversari? Multe, multe. Dar și eu le-am rupt. Hey, noi avem un sponsor în podcastul ăsta, în emisiunea noastră, Skullwear, de aici, de la Cluj, și îți facem cadou un tricou de culoare vișinie. Să-l porți sănătos. Mulțumesc. Nu s-a terminat, numai am zis că dacă vorba dacă tot am vorbit de tricouri. Alături de atelierul de pizza mergem înainte cu povestea acestui podcast, mai ales că deschidem luna iunie cu un invitat de marcă. Mărcile le-ai prins? Nu le-ai prins, n-ai fost. Când ai plecat la Schalke a fost contractul deja în euro. În euro. Cum a fost experiența germană pentru tine? Din punct de vedere financiar, lăsând gluma la o parte, a fost o experiență bună, pentru că am văzut ce înseamnă să joci la un nivel foarte mare cu fotbaliști care ulterior au câștigat campionatul mondial, au câștigat Champions League, jucători de talie mondială. Am avut ce învăța, dar în perioada aceea nu stătea capul la fotbal și acolo am avut foarte mult de pierdut. Ții minte că nu reușeam să mă concentrez, eram tânăr, îmi plăceau petrecerile și am avut mult de pierdut, pentru că în Germania dacă nu e serios și nu mergi la antrenament 100% fizic, nu ai cum să reziști, pentru că antrenamentele sunt foarte grele, se pune mult accent pe partea fizică. Dacă nu dormeam noaptea... Erau petreceri și în Germania se făceau? Discoteci, cluburi, ce? Nu, se făceau petreceri, dar la mine acasă. Știți că e mai prieten din România? Da, sau? Cred că cei de la... Pot să dau numele companiei. Orice. Cred că cei de la Wizz ar trebui să-mi facă statuie. Câte bilete am cumpărat, cred că un avion e a meu, la câți bani am. Da. Alte vremuri. Pe vremea aia, da, zburau Wizz, cred că și acum Cluj-Dortmund. Da, da. De la Dortmund 45 de kilometri. Imediat pe dreapta erai... Și cântăreți sau puneați voi muzică pe laptop? Nu, puneam noi muzică. Da, și? Frumos. Era și dorul de casă, nu? Adică... Și dorul de casă, nu. Tinerețea. Sincer, am avut și un contract foarte mare. M-am trezit așa peste noapte cu grămadă de bani. Cum să-l gestionez? Da, nu știam cum să-i gestionez. Nu eram matur deloc. Mașini? Ce aveai mașinile atunci? Mașinile... Și acum mașinile sunt... Da, eu... Acum ai venit pe jos, că stai aproape de studio. Ce aveai atunci în Germania? Deci când am ajuns... aveai un Wizz? Da, un Wizz. Da, când am ajuns aveam un X5, după aia mi-am mai cumpărat un X6, am vrut să-mi iau un Ferrari, dar am avut o experiență neplăcută. După un antrenament, ce m-am gândit? Hai să mă duc să-mi iau Ferrari.
Ce să fac omul după un antrenament? Și o șaormă, nu? M-am dus la reprezentanță exact cum m-am dus la îmbrăcat la antrenament, în training. Și am intrat în showroom și m-am urcat direct în mașină, dar eu foarte hotărât să cumpăr mașina. A venit un domn, m-a certat, mai că nu m-a tras de urechi, ce caut? Eu, pe de o parte, l-am înțeles, pentru că cât sunt în lume care merg să-și cumpere un Ferrari în training? Acolo trebuie să fii la costum. Și așa tare m-am supărat, că nu, nu-ți mai așa place, umilit m-am simțit, de nu, n-am mai vrut să... Și am renunțat ulterior să... După aia și-or fi dat și ei seama, mă, ăsta avea banii la el și buletinul. Nu știu ce au mai vorbit de acolo, dar... Și ai rămas fidel seriei care scoate X-ul? Nu, pe aia am cumpărat Porsche, încă un Porsche, Mercedes și tot așa. Îți place? Cred că cea mai proastă investiție, mașină. Da. După femei, da. Pot să confirm eu care... Am avut un Corsa. Dar îți place să și conduci, nu numai... Da, da, nu. Asta e ideea, să... E clar, toate mașinile care mi le-am cumpărat, mi le-am cumpărat să le conduc. Eu nu... Încă n-am ajuns nici la nivelul ăla. De ce coleg ziceai că e cel mai bun șofer? Ai dat un interviu la un moment dat, într-o emisiune de profil, și ziceai de un coleg că e... Cel mai bun șofer, cel mai bun șofer. Care am fost, dintre fotbaliști, Stăncioiu. Edi Stăncioiu. Da, el a și făcut ceva curs de pilotaj și era și pasionat de mașini, de mașini sport. De puști. De puști mai nou. Vânător mare. Cu cine? Cu Gabi? Cu Gabi Mureșa. Mureșa. Da. Uite și el ce poveste. Și el s-a... Da, diferența între Stăncioiu și Gabi Mureșan, Stăncioiu vânează între blocuri. Gabi Mureșan și el zicea că era la un moment dat pe cale să se lase, vindea, nu știu ce spunea, vin fier la ceva târg de... Da, el a avut o perioadă de la 19, 21, acolo, 22 de ani în care s-a lăsat, a fost în Germania la muncă. Vede, cumva te ajută, ori te ajută, da, ori nu te ajută. Cu el mai păstrezi legătura. Da, cu el vorbesc des. Apropo, că ziceai că tu mai ajuți și colegii din apărare. El era un stâlp al apărării, da, la CFR. Da, era un lider adevărat. Și nu doar în teren, și în afara terenului. Și în vestiar, așa. Și prin vocea lui, și prin fizicul lui. Și determinarea. Da, și... da, 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 da. Nu, că impunea respect. Când urla la tine, lăsai capul jos și... Hai să mai vedem ce mai facem. Când avem meci, ușa e acolo... Cu ce colegi din vechea gardă? Păstrez și cu Stăncioiu și cu străini. A rămas. Cu străini cu cine? Cu Didi am mai vorbit, cu Semedo. Semedo, cu Tony da Silva. Tony cu... Acum e translator mai nou. Ce face? A plecat în Camerun. În Camerun? În Camerun cu Concesau. Cu CSA. El știe franceză. Și să traduc între ei. Da. Da, asta e. De fapt, până la urmă, viața asta fotbalistului pe o perioadă determinată, da, și foarte scurtă. E o perioadă scurtă. E important. Deși nu-i cazul că am ajuns la subiectul ăsta, te întreb de pe acum. Tu cum te-ai gândit să te reorientezi după ce ți închei în 12-13 ani? Când Da. Eu am început din 2012 să investesc în imobiliare. Și cred că... Tu ai făcut blocurile alea urâte. Și nu știu acum, e clar că vreau să rămân în fotbal, dar nu mă văd antrenor. Toată lumea mă întreabă dacă mă fac antrenor. Nu știu, eu cred că trebuie să ai ceva. Prea grăbiți, vor să te vadă cu ghetele în cui, de aia te întreabă. Și pentru antrenorat trebuie să ai... Da, nu-i pentru oricine. Fenomenul fotbalistic te va pasiona în continuare. E clar. De la ce vârstă ți-ai dat tu seama că... Păi de mic, îmi spunea tata că nu mă... mingea, băteam... În dej. Cred că am început de la 6-7 ani să mă duc la un club profesionist și acolo am început să crez la Unirea Dej. Am avut și un antrenor care a avut grijă de mine. Poți să-i zici numele. Coc Sabin, care
A ta bătaia mâncat. Atunci nu-i zi numele. Era disciplină. De noi am prins perioada, acum păstrând proporțiile, și eu am fost într-un ansamblu de muzică populară. Că eram cumva la limita aia anul, a revoluției, nu? Și era încă teoria aia, mă, ca să ieși din țară, ca să ieși din evidență, ori prin sport, ori prin folclor sau ceva artistic. Și cum zici și tu, și eu eram în ansamblu de muzică populară, cântam la fluier, dar cum zici, dacă greșeam ceva, dar nu se punea problema. Acum, bullying, l-o stresat emoțional, mă, nu faci bine sau nu te ții de... Pentru ce ai venit aici? Asta era întrebarea. Faci sau nu? Exact. Și ciuda mare care era? Ai calitățile și nu te ții de treabă. Așa e. Și... Nu, eu am văzut de la început potențial în mine și tot timpul îi spuneam, de ce eu, de ce eu? Și îmi spunea, crede-mă că în momentul în care nu te mai bat, o să fie o mare problemă pentru tine, că nu mă mai bazez pe tine și înseamnă că nu o să mai ajungi fotbalist. Acum tu nu mă înțelegi, dar peste ani îmi vei dai dreptate. Și exact, dai dreptate, exact, domnului Sabin. Nu? Acum nu recomandăm, dar totuși, când ești, cum zici și tu, antrenor, profesor, mentor sau așa ceva, cumva trebuie să determini copilul ăla. Da, ca să totuși a avut o mână grea. Cu mâna de dea, da. Cu mâna, da. Și simți cobora? Sau? De-aia... Trebuia să caut în vocabular. Să vezi, oare asta e, de, e în jurătură, dar e de bine sau de rău? Și de la Dej, da, pasul a fost spre? De la Dej am fost și la Ucluj. O perioadă foarte scurtă. Haide. Da, a fost o perioadă foarte scurtă în care era antrenor domnul Ion Marin. M-a vrut foarte mult, nu s-au înțeles la bani, pe care am plecat la Dej, m-am dus la Bistrița o perioadă scurtă, după care am revenit din nou la Unirea Dej. Erați în ce ligă? În Liga 2. Liga 2. Atunci am devenit și satelitul CFR-ului și acolo m-am văzut Dorinel Munteanu. Am făcut un meci amical. Dorinel Munteanu. Ce traiectoria destinului și pentru, da, Dorinel Munteanu, da, jucător, da, de bază. A ajuns și antrenor, că atunci erai când ați fost, era Cupa Inter Toto, oare? Eu chiar după am venit. După, da. Și el era antrenor. Da, 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 am și apucat să joc cu el. Acum, da, mai antrenează oare? Sau, nu, nu știu. Momentan nu. Ultima oară a fost la Reșița. Pe la Reșița, da, că el e de acolo, din, da, zonă. Da, da, da. Asta zic, viața de fotbalist e scurtă, cât contează ce faci după aia. Așa e. Și atunci ai terminat cu Dejul și ai venit la CFR. Și am venit la CFR. Prima etapă. Da. Am venit. Cine era antrenor? Dorinel Munteanu. Așa. Mulțumesc! Dorinel Munteanu, m-a văzut la un meci amical, i-a plăcut foarte mult, a mai rămas o perioadă scurtă la Dej, pentru că acolo juca meci de meci. Totuși, atunci Liga a doua era foarte tare, echipe foarte, foarte bune și mi-a prins bine acea perioadă. Mai veneam, mai antrenam aici cu echipa mare, mergeam în weekendurile, jucam la Dej, până am reușit să fiu un om important în echipă, adică am început, bă, să joc. Bă, nu-l chemăm pe ăla de la Dej, ăla... Păi nu știu, că acum e rândul lui Sabin să-l bate. Și din 2000... 2005-2006. Cât timp ai stat? Am stat până în 2010, până la sfârșitul lui 2010. Când ai mers la... Când am plecat în Germania. Germania, da, da. Domnul Iuliu Mureșan era președinte atunci. Da. Cum a fost... Da, ții minte, relația ta cu domnul președinte. Da. Era un om foarte impunător, mai ales fizic. Și fizic. Da, un om foarte bun, cu toate că de multe ori ne și certa. Ții minte când nu reușeam meciuri bune, mai ales la pauză, mai intram vestiar. Și chiar avea un efect foarte bun, da, pentru că a doua repriză de multe ori am reușit ba să întoarcem, ba să jucăm mai bine. Era și Nea Sandu Matei acolo. Nea Sandu Matei. Da. Vedeam el cu schimbările acolo, ba cu mustață, ba fără mult. Era o echipă, da, de la început a fost o echipă, nu mai punem la îndoială prezența finanțatorului, da, a, da, domnului Pascan, care a făcut și stadionul până la urmă. A făcut și stadionul și ții minte că în acea perioadă
erau condiții foarte bune. Atunci când am venit eu, deja dânsul își propunea să câștigăm campionatul după doar un an în care au promovat. Deja în 2007 a fost, cred că, treaba. Da, 2007-2008 a fost primul campionat. Bine, s-a investit și foarte mult. S-a investit. Erau contracte foarte mari, jucători străini de valoare aduși. Acolo au fost niște perioade, a fost ceva sloveni, croați prima dată, după aia s-a mers. Da, 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 a fost, da, grupul de, da. Grupul sârbi. Așa. Da, da, după care s-a trecut spre zone calde. S-a trecut spre... E adevărată povestea aia cu Traore, care atunci când a venit în România s-a speriat de prima zăpadă? Da, mi-aduc aminte când a venit prima dată în România, s-a dus, cred că Vasile, bodyguard-ul, Vasile, la aeroport după ei. Săracul a venit în șlapi și cu o plasă de un leu, ninja afară, un frig, și i-a dus direct la masă, la restaurant. Mi-a zis că nu a văzut om să mănânce așa mult. Pizza cu pâine, pui. Ia cu pită, dragă, ia, da, cu pită. Și după aia i-a luat și o pufoică de iarnă la om să nu rămână în șlap. I-a dus, după aia i-a îmbrăcat. Chiar Vasile Țegean mai e în ecuația, da, da, om de bază. El are grijă de noi. Vasile, acum... Da, da, un vechi apărător al echipei și înțelegeam că mai mergeați prin deplasări, uneori era mai nasol, mai veneau fanii galeriei adverse să mai vă strice somnul și mai apărea, da, și Vasile. Și am avut încă foarte multe incidente. Cum era? Da, ții minte că am jucat toată la Vaslui și era meci important atunci. Era și Wesley sau cine era? Da, Wesley, Sâmărtean, Adailton, aveau echipă bună, da, cu Dani Coman în poartă. Și cu o seară înainte de meci au vrut să intre în hotel peste noi. Și Vasile dădea stânga, dreapta, da. Și a fost bine. A fost bine că am câștigat a doua zi. Și cum să nu vă lase să ia niște autografe? Dar cea mai bună fază din acea întâmplare era masiorul Robson pe geam și el striga: Vasile, mai e unul acolo pe la noi. Asta e frumos, folclorul, da, din, da, spate. Că acum una vedem la televizor, da, și așa, dar cred că atâtea deplasări. Și Vasile era acolo, da, Vasile îi spunea: mersi că m-a ajuns și tu. Da, mai dăm de lucru. Vasile, îl țin minte din restaurantul La Liga, da, 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 avea masa lui acolo în colț cu restul bodyguardzilor, antifumat, anti-alcool, anti, da, anti, anti, dar stăpân pe situația. Și acum e la fel. Și-a schimbat audio ăla sau? Și-a schimbat și audio. Merge bine. Merge bine. Da, nu, da, că are grijă de noi. Are... Era și în continuare s-a cristalizat o echipă, că în jurul câștigătorilor, pe lângă tinichele, vin și oameni interesați și preocupați. Foarte mulți oameni în spatele nostru care nu se văd. Cum era Nea Albină, magazionerul. Nea. O viață întreagă. Nea. Îmi povestea că împreună cu domnul Sandu Matei, în perioadele alea grele, în care nu se știa în ce ligă e CFR-ul, nu se știa pe ce teren joacă și așa, cumpărau dimineața un salam, un parizer și împărțeau cu jucătorii și... Nu știu dacă știai, dar Sandu Matei a fost și antrenor. 4 meciuri sau... Da. Da, am cartea lui Zoli Cantor, fie iertat. Da, și în aia scrie... Da. Și nicio înfrângere n-a avut. Deci... Domnul Sandu Matei, da, 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 da. Uite, vezi că și în Clujul ăsta se pot crea amintiri frumoase, da, și performanțe, da, asta. S-a făcut performanță, cel puțin de când am venit asta eu. Asta ziceai, că încă de la început, când se urmărea, da, primul titlu ca obiectiv, deci s-a și, da, investit și... S-a investit foarte mult. Era și normal să vină performanțele, pentru că, clar, era un clubul din țară care se investea cel mai mult. Și făcând performanță au venit și suporterii la stadion, da, adică... Câștiga și suporteri... Ții minte că jucam cu stadionul plin, aproape meci de meci. Nu și mai zic Champions League. Ildico Gabor, șefă de galerie. Și aia care stăteau acolo, stau în bloc, aia care deschideau geamurile, mai chemau șef de rude să vadă și era, da, meciul. Da, vorba lui Hagi, s-a creat o emulație. Hagi decar ca și tine. Da, nu, e termen de cumpărați. O,
Nu vreau fost... niciodată să-l compar pe Hagi cu tine. Cu nimeni. Ai o ierarhie, ai niște modele din fotbal sau ai avut la început? Da, eu am spus tot timpul, l-am avut idol pe Daniel Pancu. Și spre norocul meu am și reușit să joc cu el împreună. Aici, și vecini. În etapa rapidistă. Da. Da? Asta a fost după ce te-ai întors? A fost 2011-2012. După un an, da, după un an în Germania am revenit. Ai mutat cheful la Rapid. Am mutat avioanele spre... Aterizau mai greu, da, că ea s-o obișnuiesc cu trenurile acolo. Și Pancone? Pancone, da. Eram și vecin cu el și a fost perioada când avea carnetul suspendat. Eram și șoferul lui. Zi de zi eram împreună. Mergeam împreună la antrenament, veneam. De o dedicare totală pentru culorile clubului Pancu. De câte ori l-au chemat înapoi. E ca și bumerangul, cum îl arunci, cum vine. Cu cât mai departe la lui, te mai și lovește, că mai dă și el câte o declarație. No, dar ce-a făcut Pancu pentru Rapid și ce înseamnă Pancu pentru Rapid. Jos pălăria. Și l-am și văzut ca și om și ca și fotbalist. Un om serios, cât timp era la stadion, când intra pe porțile stadionului, la baza unde făceam, se transforma. Era 100% dedicat la antrenamente, serios, nu brâdea, nu... Asta mi-a plăcut foarte mult la el. După aia fiecare... Suntem oameni tot. Da. Și uite ce frumos relația asta, da? Deci, cum o să rămână echipele în amintire. Ai spus Pancu, ai spus Rapid, da? Mm. Ai spus Lăcătuș, ai spus... Steaua. Spui Deac, spui în continuare CFR. CFR. Da, sincer, îmi pare bine că... Uite că a revenit și Rapidul în... Da, mă bucur. Bigate. Mă bucur. Eu fiind și rapidist de mic, am fost și în galeria Rapidului. Cred că după au Clujului cea mai frumoasă din țară. Da, așa acolo. Da, galerie Parcu frumoasă. Și... legende și embleme, cum a fost și este încă Nearica Răducanu, când spui Rica Răducanu. Venea în perioada aia? Venea în tăticul. Mai venea, da. Venea la meciuri. Vedeam... Imnul Rapidului. Da. Și suporterii și... Da. Giuleștiul, așa. Giulești. Atmosfera era incredibilă. M-am simțit bine. Am și avut o echipă bună. Atunci antrenor cine era? Era Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu, da. Iar o pleca la greș pe bani mulți. Știe. Da. Nu știu dacă a semnat, am văzut că era în discuții. Între PAOK și... Da. Ți-am zis că știu și fotbal. Colegul Vlad s-a refugiat printre butoane, a zis, bă, eu nu mă bag decât să vă stric discuția. Poți să mai râzi din când în când râsul tău pentru fanii de pe YouTube. Da. Și Craiova a mai intrat cu echipa. Da, și Craiova... Aveți praz aveți acum, o grămadă acum de praz. Avem. Da, mă bucur că au intrat echipe de tradiție, echipe care au făcut istorie în fotbalul românesc. Vezi că mai intră și mai ies. UTA, cum... Deci totul depinde de finanțare acum, ca în orice domeniu. Fără doar și poate. Dacă nu ai stabilitate financiară, nu poți să faci nimic. Cum ai spus și tu, nu doar în fotbal. În orice domeniu, da. Cu antrenorii cu care te-ai avut mai bine? După domnul Sabin, care te coxa. N-am o problemă cu niciun antrenor, pentru că mi-am făcut treaba atât timp cât îți faci, exact. Nu, n-am creat probleme. Eu sunt un tip și mai timid, așa, și să știi suntem că... Suntem vărsători. Tot timpul stau mai retras, de multe ori și când ies în oraș prefer să mă duc undeva unde să nu fiu văzut, să nu... îmi place liniștea. Și preferitor la antrenor chiar nu, n-am o probleme cu niciun antrenor. Și am avut antrenori mari și antrenori foarte buni, printre cei mai buni din România. În România, dintre antrenorii care au venit din afară, l-ai pomenit pe Cristiano Bergodi, străin, să zic așa, mai... Da, Conceição. Conceição. Da. Și el, temperament latin. Da, nu? Au fost antrenori buni. Și Neando. Neando, am o relație specială. M-a și antrenat în Kazahstan. La Aktobe, da. Da.
te-a luat cu el? Nu, nu, eu eram acolo. Deci, după a doua perioadă la CFR, Rapid CFR, după care am plecat în Kazakhstan. În Kazakhstan, acolo nu mai mergea Wizz-ul. Acolo mergeau multe avioane, 4 avioane schimbam să ajung. Hai de capul. Da. Era un chin. Deci când știam că trebuie să plec sau să vin acasă, deci timp efectiv făceam undeva la 26 de ore cu escală. Cu... O zi și un tic. Da. Și ți s-au pierdut bagajele vreodată? Bagajele nu, nu. Nu, nu că nici nu mi-am dus multe, că știu că nu stau mult. Deci, și acolo, da. Acolo era bine, și acolo se investea, nu? Se investea foarte mult. Era bine financiar, da. Dar din punct de vedere al mentalității... Voi acolo erați ca într-o rezervație, da. Adică în jur ce se întâmpla... Deci după perioada Kazakhstan, am început să iubesc România mult mai mult și să simt că chiar avem o țară frumoasă. Și bună și libertatea asta de și libertatea de acasă. Da. Și Neando s-a adaptat la rigori acum. Da, Neando a mai fost în Kazakhstan în urmă cu vreo 2 ani. Atunci înainte să-și cumpere petrol, să să ajung eu. Și știa care-i... Da, să mă dea. Îl luăm bani. Neando, care acum e ceva consilier pe la voluntar. Pe la voluntar, ceva. Da, am înțeles. Așa, numai că să mai apară și el din când în când la TV, că în rest am înțeles că a făcut ceva investiție pe la Deva sau pe unde, ceva. Da, 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 e și dânsul cu imobiliare. Nu îl plânge noi de milă pe Neando. Bă, da, el chiar și-o dat atunci șortul jos în meciul ăla celebru cu... Da. De am înțeles că a intervenit Valentin Ceaușescu, da, ca da, să da. Nu fie... Da, și-a dat pantalonii jos. Tupeu avea. Da, Neando. Și ca și antrenor. Mi-aduc o aminte de o perioadă în care era Fabiani, un jucător foarte rebel și nu asculta de nimeni. Și am avut ceva meci amical în Austria. Trebuie să mergem undeva la vreo oră jumate cu autocarul. Și Fabiani s-a pus să asculte muzică. A dat muzica mai tare. S-a ridicat Neando și s-a uitat la el, a strigat în secunda 1 stop și da. Impunea. Uite, el un jucător, cred că în 90 a fost la campionatul mondial sau Neando, nu băgă mâna în foc. Da, nu știu exact. Oricum nu... era din liderii da, generației. A fost un fotbalist mare, Neando. Și a dus titlul la Dinamo și Dinamo era... și juca la echipa națională. Cu Mateuț, cu da. Nea albanezul nostru de aici, cum îl cheamă, de-a mai mers el la Dinamo să-i mai salveze antrenorul Cornel Țelnar. Și el, nu? Și da, el, da, da. Ele au atunci, în perioada aia. Da. O să recuperez tu, nici nu mai zic, scos tu din... Deci, care e ideea? Că Andone, jucător mare, după aia perioadă de antrenorat foarte bună, deci el venea la CFR în preajma accederii în Champions League. Califică echipa, așa, și acum cred că nu mai se va întoarce la antrenorat. Sau... Eu cred că ajunge și ajungi la o perioadă în care simți că... Spre deosebire de Lucescu, senior, care l-a... Încă merge și se ceartă cu fanii la 74 de ani. No, la 74 de ani nu-ți găsești prostata. Eu zic asta la 40, da. Vorba de pasiune. Da. Că ți-o trăiești pe teren, că ți-o trăiești în afara lui, că... E de apreciat că și la vârsta asta să te mai duci prin alte... Și el schimbă vreo 3 avioane. Da. Și... Da, e un om care iubește foarte mult absolut, fotbalul și trăiește pentru atâta fotbal. Atâta nu pot să iert că nu l-a lăsat pe Neagicu Dobrin să joace, că da. Grupul de la Dinamo l-a trântit pe Dobrin. Nu era frumos? Ce șansă aveam în grupă cu Brazilia, Cehoslovacia și încă, nu știu, în fine. Dar grupa aia din 70, mm-hmm. groapa cu lei de la Guadalajara, nu? Trebuia să joace și Dobrin, nu? Dar vezi, astea... Da. Se pedepsesc escapadele din cantonament și acum sau... Acum nu ții minte să... Voi cum aveți? Deci aveți înaintea meciului da, reuniți, se da. Reunește lotul? De exemplu, când jucăm la Cluj, avem antrenament
pe masa, după care rămânem în cantonament și când jucăm în deplasare, e antrenament dimineață, prânz și tot, plecăm. Și acum din Cluj, Napoca, oriunde aveți meci în țară, tot cu avionul mergeți? Da. Încă sunt bani. Încă s- și ferii vă așteaptă cu autocarul. Ferii tânărul sau ferii... Acum și ferii tânărul, nu mai e tânăr. Nici el nu mai e tânăr. Da, nu. Da, ferii tânărul. Nu știi pe ferii tânărul, frate, cu șarii. Asta e că, cum să zic, se adună. Și la da. Bine și la mai puțin. Ai simțit mai puțin binele la CFR? Da, a fost o perioadă în care clubul a intrat în insolvență. Așa e. Și a fost o perioadă grea până s-a... Știi minte că soacră mea, mare fan, era disperată, zice, bă, dau din pensie numai să iasă din insolvență. Mamă, soacră, ai 16 milioane, cui dai? De lei, nu, de... și aia vechi. Soacra, și o să te rog la un moment dat să îi zici câteva cuvinte, dar la telefon, nu aici. Că te fi că... mare împătimită, eu jucat bridge la clubul CFR și tot timpul CFR. Bine, ea e și de etnia maghiară, că așa am găsit-o. Și tot și acum se uită la meciuri, stresată. La început de campionat nu interesează. După primele 3-4 etape, adică o interesează de voi, dar mai tare ce o interesează? Să nu joace bine FCSB-ul, înțelegi? Păi am întrebat-o despre vaccin, zic, ce părere ai, mamă, soacră, despre AstraZeneca? Păi zice, să bată Astra, să încurce FCSB. Să bată Astra, să încurce FCSB-ul și să vină CFR. No. Și apoi după aia când începeți și preliminarii și acolo la Sevilla, când, cu Sevilla, cu Sevilla, un penalti a fost și acolo pentru mers în primăvară, da, așa-i? Am fost aproape. Țin minte. Nu, eram în primăvară. În optim să... Da. Așa-i? Țin minte că era 27 februarie, că am avut ultimul spectacol în 2020, ultimul spectacol în club, că după aia a venit nenorocirea. Și am venit acasă, copilul cel mic n-avea încă un an. Și soacră mea așa s-a bucurat că a fost un gol și anulat. Și anulat. Așa-i? Așa s-a bucurat, o tras un urle, de două ori eu la nevastă mea să-l culce pe la mic după aia. De, ca să-ți dai seama, da, stă așa, ea zice că e vrăjitoare, maghiară, e boss organ. Stă așa și se concentrează. Se enervează, mă duc. Iese afară, fumează o țigară și se uită așa cu colțul ochiului la televizor. Zice, pe când să vin, să fie 1-0. Și 1-0 e și așa. Tot timpul zice, cu cine au ai noștri? Păi zic, nu știu cu cine joacă un Cluj. Se uită așa la mine. CFR, hue. Și Deac, Deac, tot timpul. Deac, este. Eu îi citesc jucătorii. Deac, joacă? Joacă, în a doua repriză. Dar unde e Deac? Păi nu vezi că dă cornerul acum. A, e bine, se liniștește. Când e Deac, tu ești factorul liniștitor asta. Ca să vezi că și sunt așa suporteri, cred că i-ai cunoscut. Să și... știi că chiar foarte multă lume de vârsta a doua mă oprește pe stradă, foarte mulți ceferiști. Sunt în Cluj și nu numai în Cluj. În ultimii ani am reușit să câștigăm mulți suporteri și să iubească această echipă. Asta ziceam, că totuși după atâta pandemie și atâta rău, să ai ultimul meci din campionat cu suporteri, e așa un bonus la victorie. Da, chiar a fost frumos, mai ales că ne-a și mânat cupa, medaliile, să fie ultimul meci cu spectatori. Chiar asta a fost zic, frumos. Totuși, să sperăm că revenim la normal. Trebuie să revenim la normal, pentru că... Meciurile, orice meci important, că jucam cu FCSB, cu Craiova, de multe ori avea impresia că e meci amical, da, fără da, spectator. Parcă ați fi într-un cantonament da, continuu. Așa. Da. Și la televizor, știi, vezi, tristețea aia, mai puneau banere, nu contează, dar... Și s-a auzit numai, de pe stânga! În meciul s-au auzit numai indicațiile antrenorului... Galeria prin ce se remarcă? Prin cântece, prin încurajări, da, prin susținere, așa? De multe ori mai vorbeam și cu colegii care stăteau pe bancă, mai înjurați-ne, mai... Mă, dați voi noi, da, motivați-ne! Da, e greu să-ți găsești motivația. Din punctul meu de vedere, fotbalul fără spectatori, nu știu... Fotbalul e spectacol. Da. Fotbalul... Nu-i văd rostul, dar na, asta a fost o perioadă grea, nu numai în fotbal, în toată lumea asta, să sperăm că am trecut și... Și vine Dan Petrescu înapoi.
Mi-ar place. Cu Dan Petrescu, cum chiar? Cum? Da, cu dânsul am avut o relație specială, am păstrat legătura, vorbim, un antrenor fantastic. Și un, cum să zic, 100% devotat meserie, da. Adică dacă spui antrenorat, Dan Petrescu e unul dintre numele, da. Numele tinere. Știu că tot timpul când aveam antrenament după masa, venea dimineața la 7-8, era la stadion și pleca seara la 10-11. Sugeram dânsului să nu-și mai ia chirie. Dai, stai aici pe bancă. Bună asta, da. Foarte bună. Nu, chiar era un... fanatic al... mânca fotbalul pe pâine, dar la fel și Iordănescu. Se aseamănă foarte mult. Și el sunt, să... sunt doi antrenori, da. Eu îi prevăd un viitor foarte frumos, pentru că mie e mai mare dragul să văd un antrenor că vine la stadion și se dedică și trăiește pentru fotbal. Cred că nu întâmplător am și făcut performanțele și cu Dan Petrescu și cu Iordănescu. Dar ajungând la experiența asta, antrenorii vin să-ți ceară sfatul așa sau țin cont, nu te mai pot lua drept puștiu ăla speriat de la începutul activității? Da, suntem un grup de 3-4 jucători, să nu zic bătrâni, cu experiență, în care, da, de multe ori mai vin și antrenorii și se sfătuiesc cu noi. Eu cred că e un lucru normal, pentru că noi suntem în teren și noi simțim cel mai bine situația. Voi sunteți antrenorii noi, din teren. Exact, asta am vrut să zic. La țolas. Adevărat asta cu liderul vestiarului, adică e cineva care... Nu e nimeni să dea cu pumnul masă și... Suntem acolo un grup de 3-4 care luăm deciziile împreună când e nevoie, dar la CFR n-a fost nevoie, pentru că chiar sunt băieți serioși, băieți care muncesc mult, adică să vii cu o oră jumate înainte de antrenament. Sunt. De fiecare dată. Până în Clujul ăsta. Deci ei pleacă cu 3 ore înainte ca să ajungă. Acum, da. Antrenamentul psihic, psihologic, moral, îl fac în mașină. Da. Cum ți se pare traficul ăsta în Cluj? Când ai venit din Dej, nu era așa. Da. Să știi că... Ta, că tu ești constructor, tu ești dezvoltator imobiliar. Păi da, mai faceți și drumuri. Da, să știi că m-am obișnuit cu traficul. Nu știu deja programul de acasă, melodiile pe mașină, telefoanele cu cine trebuie să vorbesc, cam în cap totul. Deci agenda ți-o rezolvi, da, în mașină. Și... până la stadion îmi termin treburile de... de rezolvat, da. Și atunci te concentrezi. Atunci ce să mai zică cei din București de trafic dacă noi ne plângem? Să zic orice, dar să nu vină la Cluj. Acum de când festivalul Antold... Ai fost la Antold? N-am fost niciodată. No. Niciodată. La anul mergem amândoi, că anul ăsta e riscant. Anul ăsta nu se ține. Anul ăsta se ține, se ține? Dar mai pentru puțin. Se încearcă undeva în august, septembrie, am înțeles. Uite și asta e o... Industria asta artistică asta a fost și ea pusă la pământ. Că voi puteți juca fără suporteri, da. Și merge campionatul, etape, declarațiile sunt acelea. Și înțelegi de aia. Când te-am sunat, mai ții minte? Da. L-am sunat, am zis, bă, nu-l sun chiar după penultimul meci în care ați ieșit campion, zic, hai că mai las. L-am sunat, mă sună Cipri la un moment dat. Și eu, reu cu vocea asta, Ciprian, ești gata de transfer? La, chiar la FCSB n-ai fost? Am fost. Da. Nu, am fost aproape. Dar când m-ai sunat, nu știu dacă ai citit ziarele în ziua aceea, a apărut transferul meu la Rapid. Și foarte multe lume m-a sunat, de aia ți-am și răspuns mai greu. Voce de copos, da. Nu putea lua. Și mă gândeam, zic, păi acum ați la Rapid, acum ați la FCSB. Asta e tot timpul, perioada după campionat, da, atunci... E perioada când mișcări. E vreo echipă la care ți-ai dorit să joci? Unde mi-am dorit, în țară am jucat. Am fost rapidist, mi-am îndeplinit visul să joc la Rapid, dar mândria care o simt când îmbrac tricoul CFR-ului nu se compară cu nimic. Și acum, la această vârstă, când am meci... Pe când nu sunt acolo cu această vârstă. Ce, da, e o vârstă înaintată în fotbal. Da. Și da. Pentru e care... vârsta la care mulți fotbaliști cam pun ghetele în...
Dar tu nu te lași, că mai trebuie să faci vreo 5-6 blocuri. Încă un sezon cel puțin mai merge, nu? Încă 3. De 3 cu 6 titluri, 9 și încă vă... O să ajungi la 20 de titluri, cupe și trofee. Să dea Dumnezeu. Deci sigur rămâi sezonul. Da, eu mai am contract 3 ani. Vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit. Dar e normal, dacă simt după un an, doi, că nu mai pot, sunt primul care ridic mâna sus, pentru că nu... Și asta e foarte important, să știi când da, să te retragi. Să știi care ți-s limitele și nu atât timp cât nu o să mă mai ajute organismul, nu vreau nici să uite lumea urât pe stradă la mine. Mai aud așa pe stadioane... Bă, tu când te lași odat, mai lasă și pe cei tineri. Sunt exemplele alea, cum era Burebista la Grevea, Bistrița, portarul foarte longeviu. Da, Buffon, ce să mai zici de Buffon? Da, Hoban. Hoban. 38 de ani. Da. Face 39. Nu îi dai 37, dar merge înainte. Asta înseamnă, bine, mulți ori să zic, păi la nivelul ligii, nu-i chiar așa, adică mergi de mers să joci. Nu, și... nu e ușor și antrenamentele, s-a schimbat foarte mult fotbalul în ultimii 15 ani, adică se pune accent pe partea fizică, antrenamentele nu mai sunt așa lungi, dar sunt mult mai intense. Mai intense. Nu mai faci 2 ore cum se făcea, da... Chinezii fac 3 ore, nu știu ce fac pe teren 3 ore. Ei fac pași mai mici. Dar acum vii o oră și în ora aia... Nu te mai recunoști după ora aia. Da. E foarte bine așa. Adică eficient. Că... Da, fotbalul s-a schimbat. Acum e mai mult viteză, se pune mult accent pe partea fizică. Viteză și... multă. Nu mai mari magicieni ai mingii. Să calci pe minge, să... Să-ți permiți o fentă, să zâmbești camerelor de fiu. Pac, ți-o lua mingea. Tiki, taca, Barcelona. Din echipele din străinătate, care ți? Sau... Eu sunt fan Real Madrid. Real Madrid. Dar, cum ți-am zis mai devreme, e bine să-ți cunoști limitele. Nu am fost niciodată de nivelul echipelor mari din Europa. Din tinerii ăștia care vin din urmă și vă calcă, din ce-i simți tu, din ce-i vezi pe la meciuri, există pasiune, există talent. Da. Mai ales generația asta Under 21 care s-au și calificat la... Da, e o generație bună și eu cred că în scurt timp și echipa națională mare va avea de câștigat de pe urma lor, pentru că sunt foarte talentați. Înainte nu era... regula Under 21. Da, nu aveai valoare, jucai. Acum vrei, nu vrei, trebuie să începi cu doi juniori în teren. Și lucrul ăsta s-a văzut la echipa națională, pentru că toți aveau meciuri în picioare. Pe vremea mea, când am fost la tineret, nu știu dacă jucam 2-3 titulari. Era așa, mai jucam un meci, 5... Mai aminteau de tine. Da. Era mult mai greu, dar acum, având meciuri, s-a și văzut lucrurile. Și noi, acum, în momentul de față la CFR, chiar avem jucători tineri foarte talentați. Pe unul nu mai e chiar tânăr. Under 30. Da, e talentat și pe unul și sper că anul ăsta să facă pasul la o echipă mare, pentru că e momentul lui. Asta e, când prinzi... Da, mai e Petrila, care e un jucător care am pariat că o să ajungă la o echipă bună din Europa. Itu, la fel, a crescut Costache. Serios. Gâdea. Da, eu cred că CFR-ul și în următorii ani, dacă se va păstra normal scheletul ăsta, care acum va face performanță. Și mentalitatea din jurul echipei și... Da, dar... Acum au înțeles și ei, și cei care vin de la copii și juniori, au înțeles că și fotbalul... Și copiii și juniorii din conducere, că până la urmă e o chestie de rodaj și de experiență și aici. Și... Au înțeles că fotbalul nu mai se joacă pe vârfuri și dacă nu muncești, la câți copii se apucă de fotbal, că dintr-o 1000 de băieți, cred că 900 merg la fotbal. Restul PlayStation. Cum te relaxezi?
mi-am cumpărat PlayStation și nu reușesc să mă joc pe ea. Nu, pe... Hai să le... Aștept. Dar cu fetițele te joci. Mă joc cu fetițele. Ele ce zic? Le place că tati la televizor? Nu cred că conștientizează. Nu? De multe ori cea mare mă oprește, când mă oprește lumea pe stradă, mă întreabă, de ce totuși fac poze cu tine? Dar ce... Ce le-ai făcut? Da. Nu înțelege, încă nu e conștientă de... Ai îndrumat-o spre un sport? Sport de performanță, nu. Categoric, da? Pentru dezvoltarea... Da, eu sunt. Așa pentru... e că e... Da. Important. Din punct de vedere fizic e bine pentru copii și nu numai fizic, și al educației. Și al socializării, că acum... Am prieteni care nu au făcut sport nici de performanță, nici, și ne dăm întâlnire. Ne vedem la 20 seara la restaurant. Vin la 21. Noi sportivii, să știi că ținem foarte mult. Mai ales sportul de echipă. Da. Aici... Da. Și de mic am fost așa am fost învățat, pentru că de mic am avut un program și... Asta îți formează caracterul, exact, în timp. Exact. Ciprian, dragă, îți mulțumesc pentru vizită. Mare drag. Cum te-ai simțit? Parcă la televiziune sunt mai mari studiourile, nu? Mai multă lumină. Acum ne-am adaptat și noi. Și bugetul e altul, nu? Nu știu, când eram eu, era... Că cine era la bugetul la TV, cu bugetul la TV era și la echipă atunci era. Acum ce să zic, dacă undeva într-un bloc, într-un imobil de-a tău găsești un spațiu mai mare, venim și ți-l ocupăm cu tot dragul. Mulțumim frumos de prezență, pentru prezență, concediu plăcut. Mulțumesc cu mare drag, oricând mai ai nevoie de mine, sunt aici, că suntem vecini. Ciprian Dea, campionul anului la fotbal. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Ciprian. Succes. Mulțumesc mult.